Campania electorală, de dinaintea campaniei electorale. Știți cum se întâmplă? Oamenii nu mai au răbdare, chit că până acum părea că nu se grăbesc. Mă refer la stafurile de campanie. Candidații au fost anunțați târziu, nici măcar nu și-au prezentat programele. Putem crede doar că e încă prea devreme? Se afișează însă, în weekend, i-am văzut pe Nicușor Dan, pe Cătălin Cârstoiu, pe Cristian Popescu Piedone, în locuri publice, la evenimente. Vom trece imediat prin cele trei serii de imagini, dar vă spun că în studioul Digi24 invitații noștri sunt Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună seara, domnule ministru. Bună seara. Și Sabin Orcan, directorul Newsweek România. Bună seara, Sabin Orcan. Bună seara. Se grăbesc sau nu se grăbesc? Că nu mi-e clar. Nu știu dacă se grăbesc, dar nu cred că trebuie să ne așteptăm că o să iasă acum brusc peste o zi, două, cu un program. Doi la mână, nu cred, îmi pare rău să vă dezamăgesc, nu cred că alegerile pentru primărie sunt un concurs de programe, de proiecte pe care oamenii care se duc la vot le-ar analiza, le-ar citi. Proiectele astea nu sunt ca niște cărțulii, le-ar citi oamenii și ar spune, a, e mai interesant programul lui Cârstoiu decât programul lui Nicușor sau invers. Nu cred în povestea asta. Contează niște proiecte pe care le anunți, nu trebuie să scrii o carte despre asta. Și desigur că oamenii pot afla pe scurt rezumatul viziunii domnului Cârstoiu, domnului Nicușor Dan, dar nu e așa ca un program de guvernare care e un cărțoi gros din care miniștrii trebuie să se inspire timp de 4 ani, pentru că până la urmă sunt niște alegeri destul de personalizate în care contează foarte mult și cine este omul și ce a făcut el în viața lui. Iar e bine sau e rău? Nu știu dacă e bine sau e rău, iar de asemenea contează și în alegerile astea e vorba și despre vot negativ. Hai să fim serioși, mulți dintre oamenii care l-au votat pe Nicușor Dan, la început vorbim că acum deja are niște realizări cu care să laude, dar el era un ONG-ist care s-a bătut pentru patrimoniul capitalei, a făcut lucruri foarte bune. Dar când a venit la primărie, mulți din oamenii care l-au votat nu i-au citit neapărat programul și proiectele, l-au votat ca un vot negativ la adresa doamnei Firea. Da? Așa sunt alegerile în România și în lumea asta, aș spune. Nu e. Dacă mergem la Los Angeles, veți vedea că dincolo de proiecte, mulți oameni votează un candidat sau altul în funcție de simpatii politice sau ideologice de persoana respectivă, dacă omul respectiv este, nu știu, un om care îi atrage prin ceea ce spune. Acum, ideea că o să scrie oamenii ăștia o teză de doctorat cu proiecte pentru București, nu cred că așa au fost vreodată alegerile în capitală. Noi ne-am dorit măcar varianta scurtă. Am vrea să facem varianta așa, scurtă, da. Să facem dorim, așa un tabel în care să trecem mai ales la primele trei probleme ale bucureștenilor. Și cu asta închei, mai ales la oamenii care sunt new entry, ca să zic așa. Adică domnul Nicușor Dan, primarul în funcție, are deja un proiect, nu? Pentru că e cel care a început niște proiecte pe care vrea să le ducă la bun sfârșit. De altfel, cred că în interviul pe care i l-ai luat recent sau când a fost la Digi24, săptămâna trecută, a spus foarte clar că are niște proiecte pe care vrea să le continue, pe care n-a apucat să le facă din vari motive și pe care vrea să le facă în continuare în al doilea mandat. Deci, pentru cei care sunt new entry în cursă, care n-au mai fost niciodată primari, care n-au o viziune, într-adevăr să știm ce viziune are domnul Cârstoiu despre capitală, dincolo de asta pe care am auzit-o astăzi, am citit-o pe internet, că vrea să fie, mie îmi place ideea, că vrea să fie Bucureștiul un oraș cochet, parcă a spus. E foarte bine, sună foarte bine, dar e atât de vag și de încăpător încât putem să băgăm în cochet orice. Exact. Hai să vedem ce înseamnă cochet în mod concret. Cum rezolvăm problema traficului, cum o rezolvăm cu aerul poluat, cum rezolvăm? O să aflăm. Domnule ministru, ce așteptări aveți? La câți strigoi plutesc în politică, e bine că a apărut și usturoiul. Nu, aveam așteptările ca acești oameni să nu dorească totuși cu orice preț să devină populari, cu mijloace care mie îmi par mai curând împrumutate din arsenalul politic latinoamerican. Adică un gen de spectacol fără capăt, în lipsa unor idei pe care totuși un anumit segment din populație le-ar mai aprecia. Și e segmentul din populație care merge sigur la vot. Nu cei care spun că merg la vot, dar se hotărăsc o sare înainte în funcție de pe unde și-au petrecut noaptea. Ideea în felul următor. Există doi lideri care au mari șanse să-și tragă susținătorii sau partidele susținătoare în sus. Mă gândesc în special la Nicușor Dan și la domnul Popescu Piedone.
au cum să spun, greutatea necesară pentru a trage puțin de cei de partide care îi susțin. Nu știu dacă e valabil neapărat în privința domnului doctor Cârstoiu, care e un aer proaspăt intrat în această campanie, dar cred că încă nu s-a poziționat pe traseul care ar trebui să-i fie propriu. Prezența în târguri e binevenită, cu toții mergem în piețe, cu toții mergem în târguri, e bine să facem reclamă pe cât posibil la produse românești, asta apropo de prima oră a programului dumneavoastră, dar una peste alta nu cred că și-a regăsit ritmul domnul Cârstoiu, cel puțin până acum. Ceea ce îi dă posibilitatea lui atât domnului Piedone să facă spectacol, dar la asta se pricepe, iar lui Nicușor Dan să fie oarecum consecvent și destul de calculat. Nu glumesc când spun că mintea lui de matematician, inclusiv în fazele astea cu mângâierea cățelușilor, asta este preocuparea unui segment dintre oamenii care îl votează, grija față de animale. Acum nu știu, poate că dânsul le iubește în mod natural, dar oricum sunt gesturi de campanie, indiferent dacă mănânci gogoși și, sau mângâie animale. Ori mângâiatul animalelor e mai logic decât pozatul prin târguri și mâncarea de gogoși la întâmplare. Măcar Piedone, Popescu Piedone are alibiul că stă la o măsuță și strânge semnături, poți să mănânci și parizer, poți să porți și colac de usturoi la gât, în șirte mărgăritare, dar mie mi se pare că e o campanie care a început doar ca spectacol, pe cuvânt de onoare, dacă eu am înțeles vreo idee. Nu știu, cu excepția câtorva aruncate de candidați pe la sectoare, cei la Primăria Generală a Bucureștiului, eu nu știu dacă au aruncat o idee pe piață. Mă refer la mai ales la sparring partner, Nicușor Dan, în fine, poate să spună că, domnule, eu voi continua ce am început. Președintele Băsescu, fostul președinte, i-a făcut reclamă și de unde deducem că poate a început ceva. Adică povestea asta cu orașul cochet nu vă... Ba da, cum să... E o formulă bine, frumoasă. Dar întrebarea este ce înțelege fiecare bucureștean? Hai să vorbim puțin despre alegerile astea, despre ce e mai important decât candidații ăștia. În București sunt 1.827.000 de cetățeni cu drept de vot. La ultimele alegeri, avem alegeri dintr-un singur tur, niște alegeri care mie nu mi se par reprezentate, dar trecem peste asta, faptul e consumat. Au votat 672.000 de oameni. Asta înseamnă că 1.200.000 de bucureșteni cu drept de vot nu s-au prezentat la ultimele alegeri locale. Acum, dacă mă întrebați dacă eu cred că acești 1.200.000 de bucureșteni care au stat acasă sunt mulțumiți de ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani, vă garantez că unii din ei nu sunt mulțumiți. Chit că e mai bun Nicușor Dan decât Firea sau nu e mai bun, nu despre asta vorbesc. Eu nu vorbesc propagandă politică, eu vorbesc cetățenii de pe stradă. Dar mulți din cei care au stat acasă nu vor veni nici astăzi. Nici de acum. Ce? Pentru că nu fac asta în mod obișnuit sau pentru că nu se regăsesc în acești candidați? Pentru că nu le pasă. Pentru că consideră politica un circ, nu le pasă. Ei cred că problemele lor de zi cu zi, de la trafic, la parcări, la animale, la așa, toate se rezolvă peste noapte, poluare și așa mai departe, și ei cred că nu contează cine ajunge la Primăria Generală, probabil că oricum va fi cum va fi. Eu cred că asta e foarte important, ca bucureștenii, cei 1.200.000, care n-au fost la vot data trecută, să vină acum la vot, pentru că acum aleg primarul pe următorii 4 ani. Dar trebuie să-i aducă ceva. Dom'le, pe mine mă aduce la vot, bine, eu nu votez în București, dar pe mine mă aduce la vot, din păcate pentru mine, pe mine mă aduce la vot ideea că veche din antichitate, domnule profesor, că dacă tu nu votezi, te vor conduce cei mai slabi decât tine. Pentru că asta e ideea principală. Dacă nu vor fi mulțumiți de următorul primar, care o fi ăla, nu comentez, repet, nu vreau să intru în polemica asta, că ăla e mai bun, că nu e mai bun, nu comentez asta. Am o singură observație de făcut referitor la cei trei, pentru că am ascultat cu mare atenție analiza domnului profesor, pe care îl prețuiesc foarte mult. Dar e o mare distinție între domnul Cârstoiu, Nicușor Dan și domnul Piedone. Domnul Piedone ne-a spus aseară la Digi24 că el o să vină și la Primăria Generală cu tot familionul, extins, că a zis că nu e ilegal, nu e nicio problemă legală, nu ne-a explicat dacă e o problemă morală.
ginerele, fiul, toți nepoții, vreo trei nepoți, nevestele nepoților, o să-i angajeze cum i-a angajat la primăriile sectorului 4 și 5, o să-i angajeze pe ăștia la primăria generală. Oamenii, nu te supăra, Cosmin Prelucianu, nefiind recomandați de nimic, pentru că dacă vine cineva din afară la Digi24, trebuie să dea un examen. Așa e și la stat, ba chiar mai dur examenul. La domnul Piedone ne-a explicat aseară că nu e nicio problemă, că el n-are încredere în trădători și de asta lucrează cu familia extinsă. Iar mie familia asta a domnului Piedone mi-aduce aminte de familia cu F mare din filmele, filmele cu mafioți. Nu e așa și să vă spun de ce. Așa este. 90% dintre votanții domnului Popescu Piedone gândesc exact la fel. Nu l-au penalizat cu nimic aseară, spunând, zice, domnul, eu apelez la familie, cu cine ați vrea, cu trădători? Păi iertați-mă. După ce a fugit Pacepa în 1978, începe să crească Elena Ceaușescu. Din acel moment Ceaușescu și-a pus în jurul lui familia după ce a fugit Pacepa. Este reacția unui om cu educația pe care o avea, pleca din mediul din care plecase, când te dezamăgesc toți aliații, toate instituțiile, spui familia. Am înțeles. Și asta apelat la familie. Da, asta spune, da, asta spune Popescu Piedone. Corect. Da, domnule, cu ce să lucrez cu trădători? Corect. Nu, domnule, îmi pun rudele. Eu înțeleg gândirea domnului Piedone cu o singură problemă. Asta încalcă un principiu fundamental al democrației și al administrației publice. Că trebuie să ai oameni competenți pe care îi angajezi prin concurs. Că nu îi pui tu așa, că nu ești... Pentru asta trebuie educată populația. Da, e de acord. Pentru că una este să fii nașul unei familii mafiote și alta este să fii primar și să-ți dai concurs. Ca să fii director într-o poliție locală și oamenii care se uită la noi sunt funcționari în poliția locală, că nu poți fi dați afară. Acolo sunt niște legi care guvernează instituțiile astea. Când ajungi director în poliția locală și tu n-ai dat un concurs, n-ai nimic care să te recomande, doar pentru că ești nepotul sau nepoata, avem o problemă, Cosmin Prelucianu. Cum vor reacționa Statele Unite după dezvăluirea de presă că armata rusă a folosit o armă experimentală împotriva angajaților Departamentului de Stat? Pentru că despre asta este vorba în dezvăluirile legate de sindromul Havana, Serviciul de Informații al Armatei Ruse are o armă, o să o descriem atât cât putem imediat, dar mai ales vom descrie efectele atacului cu această armă. Și ce știm? Ce am aflat din investigația CBS, Der Spiegel și The Investigator? După pauză, rămâneți cu noi! Știți că există un consemn între PNL și PSD. Până după alegerile europarlamentare și locale, adică până pe 10 iunie, nimeni nu vorbește despre alegerile prezidențiale. Și totuși, cum răspunde Rareș Bogdan, prim vicepreședinte PNL, la întrebarea dacă Nicolae Ciucă e mai bun de președinte decât Marcel Ciolacu? Veți vedea care este răspunsul, invitații noștri vor comenta. Înainte însă este informația care face în conjurul planetei în această seară. Vuiește toată lumea după ce armata israeliană cu mai multe avioane a lovit și a distrus consulatul iranian de la Damasc. În acest atac a fost ucis un comandant al armatei iraniene. Este posibil ca un alt comandant, un alt militar care era acolo, unul dintre comandanții gărzilor revoluționare, să fi fost și el ucis, dar e o informație care nu a fost confirmată. A scăpat cu viață în urma acestui atac, aveți pe ecran urmările, ambasadorul Iranului la Damasc. Destul de repede, cum era de așteptat, Iranul a anunțat că va răspunde dur, promite un răspuns dur. Despre acest eveniment, cu invitații noștri, vă reamintesc în studio Adrian Cioroianu, Sabin Orcan și ni se alătură Radu Albu Comănescu. Este profesor al Facultății de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, bine v-am regăsit! Domnule profesor Cioroianu, primul comentariu vă aparține. Păi este o lovitură tipică pentru izraelieni, în sensul în care nu ambasadorul era ținta. Faptul că a scăpat cu viața nu e întâmplător. E o lovitură de mare precizie care îl țintea pe acel șef al gărzilor republicane, gărzilor revoluției, iertați-mă, care foarte probabil fie el, fie una din celelalte victime, aveau legătură cu pregătirea la Damasc. Damascul este capitala Siriei, un regim Bashar al-Assad sprijinit printre alții și de Iran. Ori individul ăsta care a fost lovit foarte probabil avea legătură cu acțiuni care se pregăteau împotriva Israelului. Fie în fâșia Gaza, fie în altă parte din,
din zonă sau din lume, pentru că este semnătura izraelienilor în măsura în care lovesc savanți implicați în proiectul nuclear iranian sau oameni din gărzile Revoluției implicați în acțiuni împotriva Israelului. Din acest punct de vedere nu se feresc, nu și le reclamă, dar faptul că deja știm la câteva ore după lovitură că au fost avioane izraeliene, nu e, cum să spun, dacă se ascundeau, o făceau în alt mod. Că va răspunde Iranul, n-am niciun fel de îndoială, dar cum să vă spun, de câteva luni Iranul tot răspunde, pentru că ce se întâmplă în fâșia Gaza a fost în bună parte cu logistică și cu sprijin iranian, din păcate. Iranul sprijină toate grupările care lovesc în interesele izraeliene și în interesele occidentale, de la Houthi până la yemeniți, până la Hezbollah, până la Hamas, toți au în spate sprijinul Iranului. Într-o lume cu atât de multe focare, puncte nevralgice, în care totul pare să fie foarte fragil, tot ce e acum, mâine, poate să nu mai fie, o astfel de amenințare, un astfel de eveniment, poate să genereze lucruri de care ne speriem, ne temem cu toții, Sabin Orcan? Poate să genereze, dar e și asta un răspuns la un alt eveniment care s-a întâmplat în trecut. Generalul ăsta iranian era unul dintre comandanții forțelor Quds. Quds înseamnă chiar Ierusalim. Nu? Forțele, ca să înțeleagă oamenii, una dintre, să spunem, instituțiile din forțele militare iraniene care se ocupă exact cu asta, cu război neconvențional, cu atentate teroriste, era prezent foarte des în Siria, unde organiza ce? Rezistență militară împotriva Israelului. A mai fost implicat în trecut în astfel de acțiuni, la fel ca și la Soleimani. La Soleimani am avut informația pe care am difuzat-o cu toții la un moment dat, că de fapt în spate se ascundea o amenințare a forțelor controlate de Iran din Siria împotriva ambasadei SUA, nu din Irak, împotriva ambasadei SUA. Așa e și aici. Mai crede cineva că atentatul pus la cale de Hamas a fost pus la cale doar de Hamas? De unde a avut toate armele? De unde a avut toate informațiile Hamas ca să dea această lovitură Israelului? Evident că din zona asta iraniană, care susține Hezbollah și într-o perioadă Hamas, pentru că luptă cu inamicul de moarte. Nu există nicio normalizare a relațiilor între Israel și Iran și este o lovitură, aș zice, legitimă în logica de război permanent în care se află Israelul. Cu siguranță va veni o măsură de retaliere, adică cum se spune. Nu știm ce. Iranul a mai făcut lucruri de genul ăsta. După Soleimani a atacat niște baze militare americane. N-au fost foarte multe victime, dar au fost daune materiale importante aduse bazei respective, după care decolau avioane americane. Va răspunde și Iranul cu un lucru de genul ăsta. Nu cred că asta e suficient pentru a ajunge la un război. De altfel, nu a fost atacat pe teritoriul Iranului. Foarte importantă precizare, ci pe teritoriul unui stat. Nu, este teritoriul Iranului. Clădirea. Da. Corect. Nu, televiziunea iraniană în acest moment... Corect, spune... dar atacul, dacă ar fi fost la Teheran, cred că cu totul alta era... Reacția. Au mai murit și pe la Teheran savanți. Televiziunea iraniană spune că ținta era Mohammad Reza Zahedi, care era cap al gărzilor revoluționare și, dacă vă uitați cu atenție, e clădirea consulatului. Clădirea ambasadei e cea înaltă din spate, n-a fost lovită ambasada, este vorba de consulat. În toate ambasadele din lume, clădirea consulatului prin, era foarte. Prin urmare, n-au vrut să atace... Au știut precis că generalul e acolo. Și pe el l-au vizat. Și l-au vizat pe asta, da. Confirmă faptul că nu a fost o intenție de a, să spunem, ridica nivelul ăsta la un război oficial între Israel și Iran, pentru că un război neoficial există. Iranul, știți foarte bine, nu recunoaște Israelul, susține public de zeci de ani că vrea dispariția statului Israel. Nu a existat nicio îmbunătățire a relației astea decât cu o scurtă, mă rog, un scurt intermezzo, când a fost un reformist la putere la un moment dat în Iran, dar după care Iranul a revenit la această retorică, această retorică anti-israeliană, dar eu cred că au fost foarte atenți unde
lovit pe acest general iranian, tocmai pentru a nu declanșa un război la scară largă. Nu știm ce se află în spate. Poate că generalul ăsta venise acolo ca să-i coordoneze pe cei din Hezbollah, care au atacat în ultimele luni de mai multe ori la graniță armata israeliană. Se pare că exact în acel moment era în plină desfășurare o întâlnire cu reprezentanții grupurilor pe care Iranul le susține în Siria și Liban. Da, e o spirală a violenței, iar din păcate e vorba va continua. De Liban, e vorba despre Hezbollah. Da, Hezbollahul din... care le dau mari bătăi de cap. Liban, Hamasul din... sigur, din fâșia Gaza. E o spirală a violenței care va continua. N-am niciun fel de îndoială, din păcate. Acolo e o luptă pe care ambele părți o văd a fi existențială. Atât Israelul, cât și Iranul. Iranul are chiar o gamă de adversari mai mare, pentru că include și Israelul, și americanii, și britanicii mai nou. În fine, depinde și ce se va întâmpla în fâșia Gaza în lunile următoare, în săptămânile următoare, pentru că nici Israelul n-a scăpat tocmai neșifonat din toată această poveste, deși, să o spunem, totul a început pe 7 octombrie cu un atac la adresa statului Israel și a cetățenilor izraelieni, dar maniera în care premierul Netanyahu a condus ostilitățile a născut o serie de suspiciuni, a născut o încordare în relația cu Statele Unite, cu Uniunea Europeană, chiar la nivel de ONU, premierul Netanyahu a fost criticat, premier care acum înțeleg că este în spital. Cred că își revine după o operație de hernie, deci... Cei care au decis această lovitură au făcut-o știind că acel comandat este în clădirea consulatului și foarte probabil conducând o serie de operațiuni care vizau interese izraeliene sau personal izraelian. Aș mai observa, domnule profesor Albu Comănescu, că succesiunea evenimentelor le demonstrează în primul rând dinamicilor Israelului, nouă tuturor, că nu se opresc. Și că vor duce această operațiune de eliminare a pericolelor, a riscurilor, până la capăt. Cred că asta e concluzia, nu? Da, și bun, intervențiile chirurgicale le-am mai cunoscut în cazul Israelului. Am văzut intervenția din Iran în urmă cu câțiva ani, în care într-adevăr a fost folosită o mitralieră teleghidată amplasată într-o camionetă care părea să fi fost în pană, deci un întreg scenariu și o grijă de a camufla ceea ce înseamnă intervenția chirurgicală a armatei israeliene pe teritoriul iranian. În acest caz avem o intervenție foarte dură, foarte vizibilă, cu aviație, dar tot de precizie chirurgicală, ceea ce transmite un mesaj foarte limpede celor din Siria. Știm cine sunteți, știm unde vă putem găsi și vom interveni. Ceea ce înseamnă că dacă Siria își continuă, și Damascul în sine, își continuă susținerea față de Hezbollah, există consecințe. Ele sunt limitate, evident, tocmai pentru a restitui o parte din imaginea pe care, știm bine, intervenția împotriva Hezbollah și, împotriva Hamas în Gaza a creat-o Israelului recent. Motivele nu le vom discuta acum, dar totuși avem o măsură de control de sine care, de pildă, în Gaza pare să fie ieșit un pic din ceea ce comunitatea internațională se aștepta. Firește, Israelul găsește justificări necesare pentru fiecare intervenție, dar este o manifestare de putere în raporturile cu Siria. Și să nu uităm că Siria, pentru foarte multă vreme, a fost spațiul de predilecție din care s-au lansat atacuri și au venit susținerea pentru cei care au intrat în atacuri împotriva teritoriului Israelului, împotriva statului israelian. Ei, nota de plată vine în acest moment cu consecințe care vom vedea unde vor duce și în ce măsură Iranul înțelege să revendice o răzbunare, în ce format, în ce formulă. Dar, bun, pe moment este doar un episod din ceea ce până la urmă constituie tentativa Israelului de a-și proteja securitatea. Pentru că, indiferent unde vor duce discuțiile legate de crearea unui stat palestinian, am impresia că, cel puțin la momentul în care se află Israelul în acest moment, posibilitatea admiterii creării unui asemenea stat este sub mari semne de întrebare. Ar însemna, fără îndoială, pentru cei care țin la integritatea Israelului,
să fie alcătuit un corp teritorial suveran, evident, cu toate drepturile statale, de pe care s-ar lansa în continuare atacuri susținute împotriva Israelului, împotriva cetățenilor izraelieni și, până la urmă, fundamental împotriva celor care doar vor să trăiască în zonă. Pentru deci, telespectatori, vă rog. Eu cred că acest capitol se deschide cu perspective, evident, tot sângeroase, dar care uneori sunt necesare pentru o lecție cât se poate de severă. Imaginile de pe ecran sunt de la Damasc, capitala Siriei. Mormanul de moloz pe care l-ați văzut este ce a rămas din clădirea consulatului iranian de la Damasc. Consulatul a fost lovit de armata israeliană. Știm că a existat o incursiune deasupra Siriei, în spațiul aerian al Siriei, incursiunea armatei israeliene, avioane militare au fost acolo. Nu știm ce fel de proiectil au folosit israelienii, dar e clar că a fost unul de mare precizie. Pentru că, așa cum bine preciza domnul ministru Cioreanu, clădirea mare pe care o vedeți în picioare aici, în stânga, este clădirea ambasadei Iranului, e neatinsă. De altfel, în acest atac a fost ucis un general, se pare că el era ținta armatei israeliene, general de brigadă, Mohamed Reza Zahedi. Era un comandant de rang înalt al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene. În clădire s-ar mai fi aflat și ambasadorul Iranului la Damasc, dar el a supraviețuit, și un înalt militar, un alt militar de rang înalt, dar despre care nu ni se dau detalii, nu știm dacă a supraviețuit sau nu. Armata israeliană l-a avizat pe acest general pentru că avea informații că îi pregătea pe militanții palestinieni, cei care luptă împotriva Israelului, că e vorba despre militanți palestinieni din Hezbollah sau din Hamas, nu există detalii, s-a întâmplat în această după-amiază. Rareș Bogdan, prim vicepreședinte PNL, în seara asta la Digi24 ne spune, încălcând consemnul dintre PNL și PSD, știți, până la alegerile europarlamentare și locale, cele două partide nu vor să vorbească despre prezidențiale. Rareș Bogdan a vorbit despre faptul că Nicolae Ciucă e mai bun decât Marcel Ciolacu să fie președinte. Ei care va fi actualul președinte al Partidului Național Liberal. Nicolae Ciucă. Da. El nu e foarte sigur. Nicolae Ciucă spune că așteaptă să-i ceară partidul. Nu. Domnia sa este un om foarte echilibrat, foarte rațional, cu foarte mult bun simț. Cred că este cel mai potrivit pentru a asigura echilibrul unei Românii care are nevoie mai mult decât orice de stabilitate. Răspunsul și la întrebarea mea este da. Dumneavoastră spuneți că e mai bun decât Marcel Ciolacu. De la mare distanță. Mulțumesc. Este mai bun decât oricare dintre contracandidați. Ești de la mare distanță. Cum e? Nu, sunt declarații de partid, nu știm ce se va întâmpla. Nu știm ce se va întâmpla până atunci. Contează atât de mult rezultatele de la locale, de la europene, să vedem dacă această listă comună va avea cât de cât un impact pozitiv pe asupra ambelor partide. Deci, din acest punct de vedere, este posibil, într-adevăr, să-i avem și pe domnul Ciolacu și pe domnul Ciucă în cursă, în toamnă, deși, aparent, jocul de culise ar fi dat de înțeles că cel mai decis în a candida ar fi domnul Ciolacu. Uh-huh. Dar să știți că domnul Ciucă încă nu și-a spus ultimul cuvânt. Adică e un om, l-ați văzut, e mult mai liber de când nu mai e prim-ministru. Aș spune că a scăpat în bună parte de tracul constrângător al exprimărilor ca prim-ministru. Și să știți că nu cred că și-a spus ultimul cuvânt, deși preponderent, și vă spun cu admirație, este pentru prima dată când pe temeiul amiciției sau respectului dintre doi lideri a existat o alianță într-o țară în care noi, de fapt, nu aveam cultura politică a alianțelor de acest gen. Era de neimaginat până acum 3-4 ani, dreapta, stânga, nu știu, ca în Germania. Orice s-ar întâmpla cu acest guvern care a fost și care probabil va fi, ceva pozitiv rămâne, este această neobișnuită la noi alianță într-o țară în care suntem ceva mai obișnuiți în a ne despărți decât a ne apropia, a funcționat într-o manieră surprinzător de cum să spun, de coerentă, în ciuda declarațiilor pe care le mai face Rareș Bogdan sau domnul Tudose sau mici ironii sau mai mari ironii aruncate, să știți că lucrurile au funcționat până acum. Și, repet, asta va rămâne măcar în calitate de practică a guvernării.
o alianță într-o țară în care guvernele de acest tip erau de neimaginat. Gândiți-vă la falimentele anterioare de la coaliția președintelui Constantinescu, cum se chema, dreptate, nu cum se chema, Convenția Democratică, până la ulterior cearta dintre PNL și PD după ce candidasem împreună în 2004, eu însumi eram în politică, USL-ul n-a terminat nici cel mai bine, Crina Antonescu, Victor Ponta. Povestea asta durează de 4 ani. Ciucă, Ciolacu. Că vor fi amândoi în cursa pentru prezidențiale. Că deja e o înțelegere făcută de care noi încă nu avem idee și ei o vor contura după alegerile europene și locale. Vom vedea. Dacă spuneți că Nicolae Ciucă nu și-a spus ultimul cuvânt, înseamnă că va face o lovitură de teatru? Teoretic nu este imposibil, adică își imaginează cineva că toate decalările astea au fost făcute așa de amorul artei. Alianța pentru europene și locale, povestea cu alegerile prezidențiale. Sunt niște calcule la mijloc, în care este inclus domnul Ciolacu. Din care vedem doar o parte. Vedem doar o parte, pentru că nici ei nu știu rezultatul. Stați puțin, care vor fi rezultatele la nivel european? Poate că președintele Iohannis candidează acum la NATO, dar dacă apare un post de comisar european pentru apărare. Deci sunt o serie de lucruri pe care deocamdată nu le știm nici noi, dar aș zice că nici cei în cauză n-au cum să știe deznodământul înaintea alegerilor la nivel european. Și din acest motiv vă spun că Nicolae Ciucă cred că mai își păstrează avantajul unor, cum să spun, tocmai prin faptul că nimeni nu se așteaptă ca el să fie spectaculos, ar putea face o mișcare din care la un moment dat să vezi că iese mai bine decât ai fi așteptat. Vă aduceți aminte când a fost pus în situația de se vorbea de Nicolae Ciucă? Cred că inclusiv la SIE se vorbea. Ce va face? Se retrage din postul de premier. Uite-l că stă liniștit la conducerea Senatului, conduce partidul, are relații în continuare bune și cu Ciolacu și cu președintele Iohannis. În partid, în speță în Partidul Național Liberal, n-au apărut mari acțiuni împotriva lui, deși clar sunt oameni care nu sunt de acord cu linia politică. Ce am văzut noi, am văzut doar Timișoara, dar la nivelul țării sunt mult mai mulți lideri. Dar deocamdată domnul Ciucă este acolo unde e și în fruntea Partidului Național Liberal. Trăim epoca asta a comparațiilor. Comparăm un președinte cu altul, ne gândim la foștii președinți ai României, cei 4 foști președinți ai României, ne gândim la actualul președinte, nici Klaus Iohannis, când a fost anunțat candidat la președinție, dacă vă aduceți aminte, de Partidul Național Liberal, când domnul Crin Antonescu s-a retras, i-a lăsat locul liber la conducerea PNL, nu părea să fie un om bătăios, spectaculos, care va câștiga în fanfară 2 mandate de președinte. Și eu cred că bătălia asta este despre cine va ajunge în finală, pentru că am avut plăcerea să asistăm împreună la ultimele alegeri prezidențiale, au fost 14 candidați. Românii poate uită, dar acum 5 ani am avut 14 candidați la președinția României. Tot felul de partide și partidulețe. Ori bătălia nu se dă între cei 15, ci între cei 2 care ajung în finală. Și acum depinde cu cine o să-l comparăm, pe domnul Ciucă sau pe cine o să ajungă în finală. De altfel, domnul Ciucă are niște aturi, ca să zic așa, are și niște puncte slabe, ca să facem o analiză obiectivă. Nu este, nu este, să spunem, atât de bun din punct de vedere al retoricii, cum era, să zicem, Traian Băsescu. Nu are, corect, dar are alt tip. După Klaus Iohannis, nu, a inovat un alt model de șef al statului, în care șeful statului e rezervat, nu dă interviuri toată ziua, bună ziua, nu intervine la televizor. Traian Băsescu avea alt model. Deci depinde ce o să aleagă românii dintre cei 2 care vor ajunge în finală. Dar eu cred că domnul Ciucă are o șansă, cum are și premierul Ciolacu, deși există această, legendă, ca să zicem așa,
despre care discută adesea politologii și sociologii, și anume că în România e greu să câștigi dacă ești văzut ca fiind, nu, din anii 90, când stânga a câștigat într-un anumit fel, pledând pentru ceva, pentru liniște, pentru stabilitatea sistemului, s-a ajuns la o perioadă mult mai lungă de președinți de dreapta, nu? Emil Constantinescu, Traian Băsescu, dacă împărțim lumea stânga și dreapta, deși asta e discutabil, dar e foarte important asta. E important dacă cele două candidaturi se vor canibaliza sau nu. Pentru că deși au coaliție de guvernare, dacă Marcel Ciolacu e candidatul PSD, Nicolae Ciucă al PNL, întrebarea care din ei va ajunge în finală și cine va mai fi în finală. Am putea asista și la o finală spectaculoasă în care chiar ei doi să fie în finală. Și atunci se va testa stabilitatea acestei coaliții. Depinde cine ajunge în finală. Acum, să spunem de acum că va ajunge X sau Y, sunt mulți candidați deja anunțați. Dacă vă uitați, avem o puzderie de candidați. O puzderie de suveraniști, așa zis, suveraniști, care vor să candideze. Nu știu dacă ați auzit. Problema e că pe domnul Ciolacu îl deranjează ca să ajungă cei doi. Nu știm dacă ei își împart sau nu acea, dar eu cred că nu se strică cu nimic jocurile dacă cel mai bun dintre ei sau cel care obține voturile cele mai multe, nu neapărat cel mai bun, că, repet, nici acolo nu este un concurs de profesionalism pentru funcția de președinte al României. Adică, ci e un joc politic. În ciuda tuturor șanselor, coaliția funcționează, asta este o premieră. Ce-ar fi să îi facă și testul suprem de stres? Ce-ar fi ca Micu și Marcel să candideze unul împotriva celuilalt? Păi să știți că n-ar fi rău. N-ar fi rău. De ce? Pentru democrația noastră n-ar fi rău. Pe de altă parte, cred că e scenariul de care domnul Ciolacu se teme. Adică într-o confruntare dintre cei doi, evident fiecare are punctele sale tari și punctele sale slabe, dar cred că ar câștiga președintele Ciucă, liberal. Pentru că, de obicei, românii pentru că votează exact ce spunea, Sabin Orcan. Nu, asta este. Adică există o limită pentru că, peste care stânga, sau mai bine spus, candidatul stângii în România, nu poate trece. Nu poate trece, cel puțin deocamdată. Repet, domnul Ciolacu poate să rupă această aparentă regulă, sau poate că, de fapt, până atunci, în surprize pot interveni la noi, dar pe calculele de acum, dacă ajung cei doi în finală, cred că Nicolae Ciucă ar fi avantajat. Pot să mai sugerez un scenariu scurt, pentru că despre asta se vorbește în spațiu public, am vorbit și noi aici de nenumărat ori la emisiune. Anul ăsta este despre pericolul extremist, despre așa zis și suveraniști, care de fapt sunt extremiști, sunt anti-europeni, sunt împotriva democrației, vor un om cu mână de fier în România, nu vor o democrație mai mare în România. Există de altfel o poziție care vrea mai multă democrație, mai multă transparență, dar există și o poziție care vrea mai puțină transparență, mai mult centralism, care vrea naționalizare pe față. Da? Deci avem, nici nu le mai dăm numele. Da. Depinde dacă reprezentantul unui astfel de curent ajunge în finală, cum s-a întâmplat la celebra finală Ion Iliescu, Vadim Tudor, nu erau cei mai doriți niciunul din ei doi, s-a ajuns la finală și acolo s-a decis meciul. Cum s-a decis meciul? Pentru că oamenii au cântărit care dintre cele două personaje, cu bunele și relele lor, e mai puțin toxic pentru România. Și oameni despre care în anii 90 știați cu siguranță, care au și spus-o, ca Doina Cornea, regretata Doina Cornea, care și-ar fi tăiat o mână decât să voteze cu comunistul Ion Iliescu, l-au votat pe Ion Iliescu ca să nu ajungă un extremist ca Vadim președintele României. Eu cred că în ecuația asta intră și cine va ajunge în finală cu unul dintre reprezentanții partidelor mari. Dar nu vi se pare că se desumflă și aurul și... Doamna Șoșoacă, am văzut că... Asta? Păi de ce se întâmplă asta? De ce se întâmplă asta? Pentru că probabil gonflarea a fost teleghidată. Uite că, iertați-mă, în momentul de față la București, sau dați-mă un exemplu de oraș din țară, în care un partid în creștere, cum se anunța a fi aurul, să aibă un candidat la primărie. Păi dumneavoastră, ați citit programul... Când a venit vorba de prezidențiale, domnul Simion vorbea de Dan Puric. Păi... Președintele partidului, unui partid în creștere, apelează caută altcine, pe scenă un prezidențiabil. Deci mie mi se pare că sunt în plin proces de degonflare și spaima asta, iertați-mă, pe cine ar avantaja? Să știți că este cel mai bun scenariu pentru domnul Ciolacu, ar fi să intre în finală cu un astfel de contracandidat, dat de suveraniștii de care vorbește Sabin Orcan.
Și atunci ar avea șanse clare. Întrebarea de 100 de puncte. Ce vor face domnii aceștia dacă pierd capitala? Din cum arată lucrurile acum, șanse ar fi? Dom'le, nu vor face nimic. Nu vor face nimic. Ce să facă? Nu cred că să rupe țara pentru că, nu știu, Nicu Șordan câștigă al doilea mandat. Dacă câștigă domnul Piedone, deși eu repet, am mai spus-o cu riscul să supăr diversi oameni, eu nu cred în aceste sondaje. Plouă cu sondaje și am văzut niște cifre complet diferite. Unii dau așa, unii dau așa. Habar am, eu nu cred în această bulă. Cred că și domnul Piedone e o bulă, la fel ca doamna Șoșoacă, care încet încet se va desumfla. Care-i tragedia? Câștigă Nicu Șordan un nou mandat, oricum va trebui să negocieze cu PNL-PSD, că oricum vor avea, eu nu cred, majoritatea aia pe care o spunea Rareș Bogdan, dacă vor avea un număr important de consilieri în Consiliul General, n-ai cum să guvernezi fără Consiliul General și vor exista negocieri. Nu cred că se dărâmă țara. În al doilea rând am văzut toți oamenii care au sărit pe domnul Cârstoiu. Eu nu-l cunosc, l-am văzut de două ori în viață, nu sunt prieten cu dumnealui, dar mi se pare că toți care au tăbărât pe el n-au înțeles. Omul ăsta are o șansă ca oricare altul. Sigur. În spatele lui stau două partide mari. București e o capitală complicată. Nu putem noi să băgăm deștul în gură ca indienii și să vedem din care parte. Nu, eu nu știu asta, că va pierde, nu, poate pierde, dar nu cred că asta e o tragedie sau că se rupe coaliția, că vor pierde capitala. Cred că au ca miză să câștige multe alte orașe, pe unele le vor câștiga, că văd sondajele, am văzut ce e la Cluj și în alte locuri, unde nu există niciun fel de contracandidat la Emil Boc serios, în sensul de a-l bate pe Emil Boc, care a făcut lucruri foarte bune. Deci aici mai contează și ce a făcut omul în funcție. Dacă bucureștenii vor considera că Nicu Șordan a făcut lucruri bune, o să-l voteze în continuare. Domnul Cârstoiu are și el o șansă și nu văd de ce n-ar juca acest meci. Însă, spre deosebire de prezidențiale, ajungem tot la asta. Sunt alegeri dintr-un singur tur. Depinde câți bucureștenii ies la vot. Pentru că dacă vor ieși 600.000 și 1.200.000 stau acasă, cu totul altele vor fi rezultatele. Dacă ies 50% la vot, atunci se schimbă situația. Și cred că despre asta e vorba. Iar eu mai cred, și cu asta închei, că e vorba și de seriozitate. Domnul Georgică Simion nu participă la niciun fel de alegeri, nici la capitală, nici la nimic. Uh-huh. Așa, nu cred că e capabil să participe la ceva. Și astăzi colegii mei au frunzărit programul de guvernare al AUR, da? Deci nu de primărie, de guvernare. Știți ce spune domnul Simion acolo cu colegii lui care au scris programul ăsta? Zice că le dă românilor case de un leu. Dom'le, l-a mai avut unul în politică, știți, pe Dan Diaconescu, care era cu Partidul Poporului, spunea cum o să le dea la români 20.000 de euro, de nu știu unde. Dom'le, românii nu sunt proști toți bătuți în cap. Unii chiar înțeleg că nu există case de un leu, nu există nimic gratis să ne dea statul la toți case de un leu. Și eu cred că încet încet se dezumflă, pentru că în spatele lui, dacă râcăie această bulă de pe Facebook, este de fapt gol. N-are candidați, să roagă de oameni să vină să candideze. De ce? Pentru că unii oameni înțeleg că acolo e o bătaie de joc. Nu e un partid serios în care ai totuși un, să spunem, o competiție internă politică. Da? Două minute mai avem și luăm publicitate și când ne întoarcem vorbim despre arma acustică non-letală, cea cu care armata rusă i-a vizat pe angajații Departamentului de Stat. Domnule ministru, din declarațiile făcute de liderii de la PSD și PNL, pare că marele test este ce se va întâmpla la europarlamentare, pentru că acolo cele două partide merg împreună. Păi mai este puțin ce contează ce se întâmplă la primărie. Nu, este un test și cele două partide să fie mulțumite dacă lumea se va arăta dispusă să uite totuși toată scenografia care se propusese cu femeia venită de succes, venită să conducă lista. Dumnezeu știe ce a fost. Adică mie nici acum nu mi-e clar ce a fost povestea asta cu femeia miraculoasă, în condițiile în care nu s-a întâmplat nimic și în condițiile în care lista va fi deschisă de domnul Tudose. Dacă, da, până la urmă, deci din tot ce a fost, din toate promisiunile, asta a rămas. Și vom vedea, într-adevăr, să știți că rezultatul e important pentru intrarea în campanie și în anul electoral în ansamblu. Pentru că un rezultat sub cel așteptat sau cel anunțat i-ar putea afecta și ar putea duce la apariția unor mișcări dizidente în fiecare dintre partide. Despre cum rușii îi neutralizează pe angajații Departamentului de Stat cu un fascicul de energie. Este vorba despre impact cu un fascicul de energie. E mult mai simplu decât sună și chiar se poate întâmpla.
nu e științifico-fantastic, e rezultatul unei ample investigații de presă. A durat un an. Vă spunem despre ce este vorba după pauză. Rămâneți cu noi!